Salutare! Astăzi o să vorbim despre generalul Emil Străinu. Emil Străinu susține că este o mare regie. Eu o spun clar, acțiunea la nivelul României este condusă de niște oameni extrem de răi. Ăsta este termenul răi intenționați, care sunt manipulați, de cine or fi, nu mă interesează, nu dau nume, deși aș putea să dovedesc foarte simplu. Tot ce se desfășoară în România se desfășoară la o comandă externă, suntem în fața unei ferestre, unei uși, ni se va arăta ceva. Oamenii își pun probleme, unii sunt debusolați, unii au mari întrebări, relativ la propria carieră, propriul viitor, întrebări existențiale, întrebări care sunt legate de familiile lor, trăim într-un ocean de informații care ne bombardează din toate părțile și care ne creează un sentiment de nesiguranță. Mulți dintre noi se simt înstrăinați, abandonați, lipsiți de apărare împotriva unui viitor pe care nu pot să-l prevadă. Exodul acesta al românilor continuă la nesfârșit, lumea este într-un moment al schimbării, de fiecare dată când s-au căutat soluții pentru viitor, ne-am întors din nou la trecut. Predicții și previziuni se fac dintotdeauna. Vreau să aduc aminte faptul că la începutul anilor 90, când România a intrat în această epocă a democrației, au început să se manifeste anumite semne, simboluri, care arătau că România este pe un drum bun, că într-un fel sau altul România va intra în centrul atenției, dacă nu al lumii, măcar al Europei. La venirea lui Paco Rabanne în România a fost observată o cruce pe cer, el fiind un mare ezoterist, a spus că este un lucru sfânt care anticipează faptul că România va juca un rol important în Europa. La venirea lui Bush, cunoaștem iarăși vestitul joc pe cer când a apărut curcubeul. Toți am fost entuziasmați, iată, America ne iubește. A fost iarăși un semnal interpretat, studiat. În momentul de față se încearcă o unificare a impunerii unei religii unice, care nu va fi posibilă, se încearcă impunerea unei limbi unice, se mai încearcă și o conducere unică a tuturor statelor. Din datele pe care le am, în momentul de față, la scară planetară, se desfășoară un exercițiu de învățare, apropiere, a ceea ce înseamnă civilizația umană, de ceea ce ar putea să însemne o altă civilizație cu care am putea să ne întâlnim, într-un fel sau altul. Mântuitorul se va întoarce pe pământ și nu va lăsa pământul să dispară în haos și neant. Cert este că viitorul, din punct de vedere științific, fizicienii spun că nu este un viitor unic, acest viitor ar fi în mișcare, deci putem vedea viitoruri posibile. Generalul Emil Străinu rupe tăcerea despre agenda secretă a conducătorilor lumii, despre insula șerpilor care ne-a fost luată ilegal, despre o posibilă lovitură de stat la Moscova, dacă se poate întâmpla așa ceva, despre rolul lui Putin în acest conflict. Noi am pierdut insula șerpilor încă de pe vremea lui Ștefan cel Mare și mai mult înainte a fost românească. Insula șerpilor este un punct strategic extrem de important. Am pierdut această insulă în anul 1948, când Ana Luca și Cudej, la cererea Uniunii Sovietice, au predat această insulă. De ce au vrut rușii insula? Au vrut această insulă pentru că acolo au instalat instalații radiotehnice, de radiolocație, de cercetare de mare putere, prin care ei supravegheau toată Marea Neagră. Erau stații foarte puternice de 14 Lena. Ele au rămas acolo până la cedarea Uniunii Sovietice, când insula a fost preluată de către ucrainieni. Datorită ministrului Aurescu, am pierdut insula. Ucrainienii, după preluarea insulei, au dus și ei acolo instalații foarte performante. Aceste instalații erau de ascultare electronică prin care supravegheau spațiu pe 2000 de kilometri. În plus, supraveghez din punct de vedere radioelectronic Marea Neagră, instalații de ascultare a submarinelor. Aceasta este principala chestie. Cine are insula șerpilor stăpânește din punct de vedere informațional Marea Neagră. Vreau să știți că Rusia are general câți avem noi locotenenți. De 2-3 ani de zile toți auzeau că arde Siberia. Pare greu de crezut, dar au ars într-adevăr o suprafață uriașă. Dar de ce a ars? Pentru că la propunerea lui Șoigu, care s-a dus la Putin, la rândul său Putin s-a dus în fața Parlamentului, la întâlnirile secrete comisiile de apărare, s-a stabilit că se face în Siberia noua capitală a Rusiei. Nu există o posibilă lovitură de stat în Rusia. Putin este o instituție, are 4 sosii. Regulile internaționale vor fi dictate în mare parte de puterile statale China și Rusia.
Deci asta nu o spun eu, o spune cupola Serviciului de Informații American. Corporațiile uriașe care conduc lumea, acest conflict se prelungește din două motive. În primul rând, marile corporații americane s-au îmbogățit pentru că ne-au vândut tehnica veche, fiare vechi, pentru a lupta în acest conflict, până la urmă și tehnologie nouă, adică scapă întâi de fiarele vechi și după ne dau și tehnologia nouă. Al doilea interes este să se scoată de pe orbită Federația Rusă, în așa fel încât ea să nu mai devină un lider mondial, să fie decât un mic lider regional. Cea mai mare durere a mea este că se pierd vieți omenești, iar noi nu prea contăm. Generalul Emil Străinu, miliardarii lumii vor trăi într-un oraș spațial, toate crizele sunt create artificial. Emil Străinu este adeptul teoriei conspirației. A prezentat opiniei publice nenumărate ipoteze șocante. Unele dintre ele au avut ca efect apariția unui zâmbet, altele parcă s-au confirmat. Acum acesta susține că ultimii ani ne-au pus în fața unor crize, război, foamete, lipsă de apă, create artificial de către bogații lumii. Nimic nu este întâmplător, tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru face parte dintr-un plan amplu care are drept scop pregătirea omenirii pentru contactul cu o civilizație extraterestră. Toate aceste crize sunt create artificial, sunt în derulare proiecte foarte mari. De exemplu, orașul spațial care este pregătit pentru miliardarii lumii, în acel oraș spațial vor fi peste 60.000 de locuitori. Monaco are 12.000 de milionari. Cei mai mulți sunt în China. Problemele sunt legate de viitor, de ceea ce înseamnă introducerea inteligenței artificiale și a inteligenței non-umane și în același timp a construirii androizilor și a pregătirii pentru un viitor contact cu altă civilizație. Întotdeauna au râs toți, au spus că sunt teorii ale conspirației, dar știți că într-un an, 2, 3 s-au confirmat tot ceea ce am spus eu. Deciziile sunt catastrofale. Conspirația pare să se fi întins și la nivelul conducerii actuale a României, potrivit lui Emil Străinu. Ultimele decizii guvernamentale i-au ridicat mari semne de întrebare acestuia. Toate studiile care sunt făcute arată că 99% dintre incendii sunt provocate sau sunt din cauza neglijenței. Marile probleme cu care ne vom confrunta vor avea trei mari direcții. Direcția energetică, deși avem resurse foarte mari, de ce nu se dă drumul zăcământului de la Caragele, care este mai mare decât zăcământul din Marea Neagră? 2. De ce s-a exportat 70% din recolta de grâne de anul acesta, deși se știa că producția este mai mică cu 30%? De ce se continuă distrugerea sistemului energetic, deși noi avem resurse cu care putem continua și dezvolta activitatea? Problema este că în acest moment, la nivelul conducerii statului, suntem o conducere antinațională și antiromânească.